Potrivit dicționarului juridic, exproprierea pentru cauză de utilitate publică înseamnă trecerea forțată în proprietatea publică prin hotărâre judecătorească a unor imobile aflate în proprietatea privată cu o dreaptă și prealabilă despăgubire pentru cauză de utilitate publică. Chiar dacă celor 400 de proprietari de înșcheiale sunt justificate protestele, acestea sunt inutile. Oamenii spun că statul le oferă bani în bătaie de joc pentru terenurile moștenite de la bunici. Autoritățile sucevene vor să evite însă exproprierile forțate și caută să-i convingă pe oameni să accepte prețul oferit de stat. Este diferența mare de preț, eu sunt de acord. Eu nu vreau să mă pronunț când un primar sau o autoritate locală încearcă să găsească o soluție. În primul rând discutăm de legalitate. Sigur, eu încerc în mintea mea să găsesc și soluții de legalitate împreună cu prefectura, împreună cu Comuna Șcheia, împreună cu municipiul Suceava, să găsim o despăgubire justă pentru oamenii de acolo, dar eu cred că în prima fază ar trebui avut discuții în sensul să deblocăm lucrurile de acolo, să poată lucra și între timp noi să lucrăm, să găsim o soluție corectă de despăgubire a oamenilor. Cred că asta este soluția de moment. Nici constructorul care execută lucrarea nu are vești bune. Din cauza întârzierii exproprierilor, ruta ocolitoare a Sucevei ar putea fi gata abia în 2013. Constructorul a anunțat că la jumătatea lunii viitoare va trebui să asisteze lucrările pentru că va epuiza și banii pentru anul acesta. Nici în prezent nu avem terenul pus la dispoziție, adică exproprierile făcute și suntem obstrucționați în desfășurarea lucrărilor. Lucrăm pe puncte, o expropiere odată, după aceea alocația e insuficientă, în sensul că am cerut 135 de milioane, după câte știu eu, ni s-au acordat 50, care sunt consumați la jumatea lunii iulie. Și în adresa în care DRDP-ul ne-a comunicat alocația, spune clar că nu se admite execuția lucrării lor peste alocația anului respectiv, anului 2011. Practic, eu trebuie să încetez lucru începând cu 15 iulie și să conserv lucrările executate. Vor fi niște cheltuieli suplimentare, necuprinse în proiect, pe care cineva trebuie să le suporte, cineva beneficiarul în speță, de staționar. Pentru că nu avem exproprieri, deja terminul s-a prelungit cu 14 luni de zile. Prefectul județului Suceava, Sorin Arcadie Popescu, se va întâlni în aceste zile cu nemulțumiții din Șcheia pentru a încerca să găsească o soluție.